Jurnalele RTT. Știri la fix. Potirul pierdut s-a întors la Biserica Evanghelică din Bartolomeu după un veac de peregrinare. Vasul sacral pierdut în 1916 în timpul Primului Război Mondial a fost descoperit cu câteva zile înainte de a fi scos la vânzare la o licitație în Germania. După blocarea licitației, a fost nevoie de un an întreg pentru ca vasul liturgic să revină la Brașov. Duminică, de hramul Sfântului Bartolomeu, va fi prezentat comunității evanghelice din Țara Bârsei și va fi sfințit, urmând să intre în ritualul liturgic. Povestea vasului de cult începe în urmă cu mai bine de trei veacuri. Pe atunci, un diplomat, în drumul său spre Moscova, din motive neplăcute, a fost nevoit să rămână pentru o perioadă în comunitatea brașoveană. În semn de mulțumire pentru găzduire și ospitalitate, ambasadorul a donat Bisericii Evanghelice potirul făurit din argint aurit. Este o donație a ambasadorului extraordinar și consilierului regal domnului Hinz din Danemarca, care este și pomenit, aici vedeți, Dania, adică Danemarca, Dominus Hinz, deci e numele lui. Acest potir a fost un semn de recunoaștere care datează din anul 1703. Obiectul de cult este cu atât mai important cu cât poate fi privit ca un simbol al reformei religioase a lui Luther. Participarea la Cina Domnului, a întregii comunități și mai ales la potir, la vin, este un lucru ce ni l-a adus sau ni l-a readus reforma religioasă cu 500 de ani sau 475 la Brașov, deoarece până atunci era restricționat accesul la potir, la preoțime, iar enoreașii erau serviți doar cu pâinea sfântă. Anul acesta sunt marcați și 500 de ani de la reforma lui Luther și 475 de ani de la începutul reformei religioase la Brașov. Revenirea potirului este o bucurie cu atât mai mare pentru comunitatea evanghelică. Noul potir, așa cum a fost numit, a fost folosit pentru ultima oară în 27 august 1916, tot la hramul bisericii. În vremea aceea însă, în graba plecării populației maghiare și săsești din calea trupelor românești, potirul, alături de alte obiecte, a dispărut. Zeci de ani nu s-a mai știut nimic de el, iar în comunitate nici nu se vorbea despre asta. De obicei, ca lucrurile care nu se pot schimba, despre ele să nu se vorbească, dacă să le plăcute. Așa a fost și cu potirul acesta. A dispărut toată averea sacrală a bisericii în 1916. Și s-a tăcut, s-a așternut tăcerea absolută. Eu am aflat de existența acestui prejudiciu în 1976. Vasul a fost descoperit anul trecut de către un profesor universitar din Hanovra, în catalogul unei licitații care urma să se desfășoare în câteva zile. Imediat au început procedurile de blocare a licitației printr-un avocat din Köln. În Brașov, avocatul și consilierul local FDGR Arnold Ungar a sesizat parchetul. După o colaborare interstatală s-a făcut o anchetă, iar cel care a deținut potirul l-a returnat comunității. În 1916, să ne întoarcem încă o dată, a fost în 27 august folosit pentru ultima dată pentru Cina Domnului, iar urmează acum, după 100 de ani de lipsa lui, să fie resfințit duminică, când iarăși se sărbătorește într-o zi de 27 august această sărbătoare a Sfântului Bartolomeu. Duminică vasul va fi prezentat comunității evanghelice din Brașov și din Țara Bârsei, care se reunește la sărbătoarea de hram a bisericii din Bartolomeu. Despre celelalte obiecte nu se știe deocamdată nimic. În tezaurul sacru pierdut se află, între altele, un potir, cel vechi, cum era numit. Este un potir gotic din secolul al XV-lea și o cristelniță din anii 1670, folosită pentru botezul la domiciliu. Brașovul a fost sărit din nou la distribuirea acceleratoarelor de particule. Ministerul Sănătății nu a aprobat niciun astfel de aparat de radioterapie pentru Brașov, deși autoritățile județene se declară dispuse să găsească în buget
cei 400.000 de euro pentru construirea buncărului special în care trebuie să funcționeze echipamentul. Sute, dacă nu chiar mii de bolnavi brașoveni sunt în continuare privați de posibilitatea de a-și face o investigație decontată de CAS în lupta împotriva cancerului. După ce aparatul de radioterapie de la Spitalul de Oncologie necesar tratării bolnavilor de cancer a fost dezafectat în urmă cu aproape 5 ani, administrația județeană a prevăzut dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență cu un accelerator de particule. Doar că Ministerul Sănătății nu a avut în tot acest timp fonduri pentru astfel de aparaturi. Anul trecut, printr-un program derulat împreună cu Banca Mondială, s-a decis achiziționarea de acceleratoare de particule, însă niciunul deocamdată pentru Brașov. Asta deși autoritățile județene susțin că sunt dispuse să construiască imediat buncărul special pentru un astfel de aparat, un accelerator de particule liniar care are nevoie de condiții speciale. Angajamentul care l-am luat anul trecut rămâne valabil, ca în momentul în care va fi repartizat la Spitalul Județean un accelerator de particule și ni se va da proiectul pentru construcția buncărului. Consiliul Județean va găsi de îndată, vom face rectificare de buget și vom găsi cei aproximativ 400.000 de euro pentru construcția buncărului. Depinde foarte mult de ce model va fi. Proiectele sunt STAS, tip toate, deci nu va fi o mare problemă pentru Consiliul Județean pentru construcția buncărului. Dacă până la urmă un aparat modern de radioterapie va ajunge și la Spitalul Clinic Județean de Urgență, acesta va fi instalat la pavilionul Astra. Ne-au dat niște dimensiuni la vremea respectivă, am făcut o comisie în funcție de dimensiunile acestui accelerator, cum trebuie să arate buncărul și am găsit la Spitalul Astra, fiind și foarte aproape de Spitalul Județean, locația. Deși oficial Ministerul Sănătății nu a făcut publică lista spitalelor care vor primi acceleratoare de particule, se pare că acestea vor ajunge la Craiova, Oradea, Timișoara, Cluj-Napoca și Târgu Mureș. Brașovul este astfel sărit din nou din schemă. Sute, dacă nu chiar mii de pacienți care au nevoie de tratamente radioterapeutice așteaptă cu lunile pentru a prinde un loc decontat de CAS, ori scot bani grei din buzunar în speranța că vor învinge cancerul la privat, la noi sau în străinătate. 17 pompieri brașoveni vor urma cursuri de alpinism utilitar. La finalul acestora vor putea să intervină în situații în care este nevoie de această specializare. Pompierii spun că la explozia de la fabrica de pâine de lângă stadion ar fi fost mult mai ușoară intervenția dacă ar fi avut oameni specializați în coborârea și urcarea pe coardă. Cursurile se vor desfășura la o școală care a introdus această specializare în Europa de Est și care funcționează la Brașov de peste două decenii. Alpinismul utilitar sau industrial diferă de alpinismul sportiv, motiv pentru care chiar și practicanții acestui sport au nevoie de cursuri pentru a face bine această meserie. Cu atât mai mult pompierii care nu au practicat alpinismul și nu au nicio legătură cu acest domeniu. Multe intervenții ale lor necesită însă o astfel de pregătire. În colaborare cu o firmă condusă de un fost alpinist, 17 pompieri vor urma cursuri în urma cărora vor putea efectua și astfel de intervenții. Intervențiile multiple care s-au desfășurat în medii ostile vieții, am ajuns la concluzia că trebuie să ne dezvoltăm și în acest domeniu. Am plecat acum 3 ani de zile, a plecat ca și un proiect de care m-am ocupat personal. Am insistat la Consiliul Județean care ne-au cumpărat acele două module, două echipamente de căutare-salvare. Pregătirea pompierilor se va desfășura la Brașov, unde există o firmă specializată în alpinismul utilitar. Noi suntem specializați în a organiza cursuri de alpinism utilitar, da? După un standard internațional și îl ținem cam de 20 de ani, cursurile acestea de lucru în coardă. Ele sunt specializate pentru acces și pentru salvări în cazul accidentărilor. Prin aceste cursuri, pompierii speră să deprindă tehnicile de intervenție din medii ostile, spații înguste, de sub dărâmături, tehnici care i-ar putea ajuta să salveze oameni și animale din spații înguste, cum sunt puțurile și fântânile. De asemenea, din zone înalte, în urma producerii unui cutremur sau în alte situații de urgență produse în mediu ostil. Pompierii brașoveni au de 2 ani un container special pentru intervenții în mediu ostil, iar acum vor exista și oameni antrenați pentru acest gen de intervenții.
Ultima probă scrisă a bacului de toamnă a fost cea la alegerea profilului și specializării. La cele două centre din Brașov s-au prezentat doar 3/4 din absolvenții înscriși. Cei mai mulți dintre ei s-au declarat mulțumiți de gradul de dificultate al subiectelor. Chiar dacă a fost vorba de elevi care au picat prima sesiune, ori nu s-au prezentat, ziua de joi a fost lipsită de incidente. La probele de astăzi nu au fost incidente, absenți în schimb au fost 15, mai puțin ca la probele, 143 de absenți din cei 643 de candidați înscriși. Deci un număr destul de mare. Un număr destul de mare, da. Există explicație pentru acest număr? La toate probele a fost absenteismul destul de mare. În general, sesiunea a doua a bacalaureatului este o sesiune cu absențe, cu absenți mai mulți, cu rezultate mai slabe. Elevii s-au arătat destul de încrezători după ce au văzut subiectele și spun că s-au descurcat bine. A fost ok. Da, am rămas pentru ultimii trei. Am fost la logică și argumentare și mereu sunt acele subiecte. Deci nu... Era, te așteptai, știi, la ce te aștept, da. Da? Și cum... Cât crezi că vei lua? 7 sau 8, sper. A fost foarte... Nu a fost greu, a fost ușor. Eu m-am descurcat la subiecte. La ce ai dat? La biologie am dat. Vineri și luni urmează proba orală la limba și literatura română, după care marți și miercuri sunt rezervate pentru evaluarea competențelor digitale ale elevilor. Vineri 1 septembrie se vor afișa rezultatele și vor putea fi depuse contestații. Acestea vor fi rezolvate până în 5 septembrie, urmând ca în 6 septembrie să fie afișate rezultatele finale. Aproximativ 5.000 de copii din clasele pregătitoare și 1 din școlile brașovene vor avea pe bănci în prima zi de școală primul ghiozdan. Municipalitatea urmează să semneze contractul și să achiziționeze rechizitele necesare. În momentul acesta urmează să se semneze contractul cu cel care a câștigat procedura de achiziție publică. Bugetat a fost suma de 350.000. Contractul semnat este pe aproximativ 220.000. Vorbim de aproximativ 5.000 de ghiozdane care se vor găsi pe băncile școlii în prima zi de școală. Anul școlar 2017-2018 începe în data de 11 septembrie. Cei acuzați de violență în familie nu vor mai scăpa de dosar penal nici dacă se împacă cu victima. Este ceea ce dorește deputatul liberal Mara Mareș, care a depus în acest sens un proiect pentru modificarea codului penal. Modificarea se impune, potrivit Marei Mareș, pentru că legislația românească menține o portiță prin care autorul faptelor penale poate să fie complet exonerat de răspunderea penală pentru faptele sale. Asta deoarece articolul 199 din Codul Penal prevede că împăcarea înlătură răspunderea penală. Deputatul PNL precizează că adesea asupra victimei pot fi exercitate presiuni pentru a o face să își retragă plângerea. Proiectul de lege... Cel mai drag mie despre care vă vorbeam mai devreme este se referă la modificarea articolului 199 din Codul Penal, care presupune se referă la împăcarea dintre soți în cazul unei caz de violență domestică, atrage după sine și încetarea urmăririi penale. Ori, acest proiect de lege dorește ca în cazul unei împăcări între soți sau între agresor și victimă, urmărirea penală totuși să continue. Violența domestică este încă o problemă gravă în România. Statisticile arată că sunt 500.000 de victime anual, dintre care peste 90% sunt femei. Dintre acestea, doar 15.000 fac plângeri și un procent foarte mic ajunge în instanță. Inițiatorii legii spun că ordinul de restricție ajută victimele violenței domestice, dar nu le poate salva în orice circumstanță. Victima este adesea atacată din nou și, din nefericire, poate fi vătămată corporal grav sau chiar ucisă. În astfel de cazuri, ordinul de restricție se dovedește insuficient. Proiectul de modificare a codului penal a fost depus la Camera Deputaților. Sărbătoarea artelor vizuale revine după ziduri. În perioada 31 august-3 septembrie, brașovenii și turiștii sunt așteptați la Amural, festival vizual, a treia și cea mai impresionantă ediție, susțin organizatorii. 100 de artiști din toată țara și din străinătate vor demonstra că artele contemporane nu se consumă neapărat în muzeu sau la galerie, ci pot fi o ocazie bună de întâlnire cu publicul în mijlocul naturii și al orașului.
Ca în fiecare an, agenda evenimentului cuprinde mai multe proiecții video pe clădiri și pe ecrane speciale, 12 la scară mare și 10 la scară umană. Anul acesta, în premieră, Amural intră și în cinematograful popular, închis de ani întregi, unde va fi o instalație dedicată luminii de cinema. Tot aici va fi amenajată și o scenă experimentală. Încercăm să introducem în festival cât mai multe locuri la care nu au acces momentan din motive obiective brașovenii și să creăm în zona aceea un adevărat parc cultural, dacă vreți, cu turnurile, cu cinematograful, cu zidurile. Alte puncte ale festivalului vor fi la cele două turnuri, contrafortul peste pârâul Graft, centralele de după ziduri și multe alte fortificații. Deocamdată, organizatorii nu știu dacă vor intra sau nu în turnuri. Facem un apel pe această cale la cei care ne pot da accesul, mai precis Consiliul Județean și instituțiile sale, de a ne ajuta cu accesul în turnul alb și turnul negru. Sunt pregătite expoziții de fotografie, dar și de design. Va fi amenajată de asemenea o nouă locație pe drumul Poienii, aproape de Belvedere, dar Amuralii vor intra și într-o grădină din vechea cetate. Amural vine însă și cu alte noutăți. Avem o secțiune nouă pe care încă nu am reușit până acum să o punem cap la cap și suntem fericiți că se întâmplă, și anume zona de performance, unde avem două piese la Teatrul Reduta. Chiar festivalul va începe cu piesa Hamlet, joi la ora 19. Concertele Amural vor fi susținute de nume importante ale muzicii electronice. Evenimentul este cofinanțat de primărie și Consiliul Județean. Tot mai mulți brașoveni cer eliberarea Cardului European de Sănătate. Numărul celor care au solicitat documentul în august s-a dublat față de luna ianuarie acestui an. De 10 ani, persoanele asigurate de pe teritoriul României pot solicita acest card care dă dreptul la asistență medicală. Aceasta este necesară în timpul șederii temporare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni. Persoanele interesate să obțină acest document trebuie să depună în scris o cerere la sediul Casei de Asigurări de Sănătate. La Brașov, în luna august, numărul de cereri de eliberare a ajuns la 1300, dublu față de prima lună din 2017. Având în vedere faptul că ne aflăm în plină perioadă de concedii de odihnă, este clar că solicitările de eliberare a cardurilor europene sunt mult mai mari decât în perioada de iarnă, respectiv în medie pe lunile de vară avem cam 2500 de solicitări. Asiguratul intră în posesia cardului în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic național. Costul cardului european este suportat din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, iar perioada de valabilitate a documentului este de un an de la data emiterii. Dacă tinerii nu vor să vină la bibliotecă, vor ajunge cărțile în telefoanele lor. Biblioteca Județeană George Barițiu va lansa la sfârșitul lunii septembrie Easy Lit, întâlnire zilnică cu literatura, o aplicație de telefon prin care vor fi trimise zilnic recomandări de lectură. Acestea vor conține imaginea cărții, note scurte despre povestea dintre coperți, date despre autor și chiar adresa de Twitter sau Facebook a autorului. Biblioteca însemna odinioară nu doar serviciu de împrumut, restituire cărți, ci și recomandare de lectură, care se făcea și se mai face încă la ghișeu. Asta presupune însă ca tinerii să treagă pragul instituției. Am plecat de la ideea că toate studiile, atât la nivel european cât și la nivel național, arată că tinerii nu mai citesc sau că nu sunt interesați de fenomenul cultural. Aplicația Easy Lit, întâlnire zilnică cu literatura, va putea fi descărcată gratuit și va oferi în fiecare zi o nouă carte spre lectură. În plus, aplicația va permite utilizatorului să trimită un comentariu legat de cartea primită sau chiar să intre în contact cu autorul prin intermediul rețelelor de socializare. De asemenea, poate să exploreze cu ușurință cărțile din zilele anterioare cuprinse în lista de arhivă. În momentul actual se lucrează intens la dezvoltarea bazei de date cu cărțile care vor fi recomandate. Într-o primă fază, baza de date va conține 365 de recomandări de lectură. Selecția cărților va fi făcută pe baza criteriilor care vor include valoarea, topul preferințelor în rândul tinerilor, topul vânzărilor, autor român traduș, premiat și așa mai departe.
Easy Lit, întâlnirea zilnică cu literatura, se derulează la Biblioteca Județeană George Barițiu în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și Uniunea Editorilor din România, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul este implementat în perioada 15 iunie-15 noiembrie 2017, dar va continua prin dezvoltarea bazei de date. Aproape 2800 de pensionari brașoveni au ajuns în stațiune anul acesta cu bilete de tratament prin Casa de Pensii. Cifra reprezintă totuși doar o treime din numărul cererilor depuse de cei care au dorit să prindă un bilet la băi sau în alte stațiuni balneoclimaterice. Bătaia cea mai mare a fost pentru locurile disponibile pe litoralul românesc în perioada verii. Niciun bilet de tratament la Techirghiol, Saturn, Mangalia sau Eforie nu a rămas neadjudecat. Până la această dată au fost înregistrate 7277 de cereri pentru solicitare bilete de tratament. Au fost valorificate 2788 de bilete de tratament, dintre care 340 cu titlu gratuit. În perioada de vară, iunie, iulie, august, a fost solicitare foarte mare pentru bilete de tratament pe litoral, dar acestea au fost alocate în limita bugetului și au fost valorificate în procent de 100%. Până la sfârșitul anului sunt programate 18 serii de beneficiari. Un bilet înseamnă un sejur de 16 zile. În această perioadă sunt asigurate cazarea, masa și tratamentul decontat pentru 12 zile. Locurile sunt disponibile în hoteluri de 2, 3 și 4 stele. De bilete de tratament prin Casa de Pensii pot beneficia nu numai pensionarii din sistemul public de pensii, ci orice asigurat. Orice persoană care are calitatea de pensionar sau asigurată la sistemul public de pensii poate beneficia de un bilet de tratament. Cererea se depune cu 45 de zile înainte de data plecării la stațiune. În situația în care persoana nu a depus cererea în termen legal și biletele care au fost alocate și nu au fost ridicate, pot fi ridicate persoana care îndeplinesc condițiile la liber. Următoarea serie de bilete de tratament va fi valabilă din 11 septembrie. Ziua și transferul la Olimpia CSU Brașov. Echipa brașoveană de basket feminin este decisă să-și definitiveze lotul cât mai rapid și în ultimele trei zile a făcut tot atâtea transferuri. Cea mai recentă semnătură îi aparține americancei Ashley Morissette, fostă colegă de colegiu cu KK Hauser, conducătorul de joc din sezonul precedent al formației pregătite de Dan Calancea. Morissette are 22 de ani și o înălțime de 1,75 m. În ultimul sezon a jucat în NCAA la Purdue, echipă pentru care a înscris 16,8 puncte pe meci. Noua componentă a lotului Olimpia a reușit 3,6 recuperări pe partidă și 4,8 pase decisive, cu procentaje excelente la aruncările de 2 puncte și mai ales la cele de 3 puncte. Ashley Morissette este conducător de joc și a fost numărul 1 în foarte multe statistici individuale în sezonul trecut. Jurnalele RTT. Știri la fix.